Bună ziua, dragi, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Sigur că vă era dor de Nicoleta, nu de o lecție făcută, n-am mai făcut de mult Nicoleta. Cred că avem vreo 2 săptămâni acum, gândesc bine. Asta nu datorită ție, datorită mie. S-a întâmplat să am o problemă de sănătate, așa, și atunci n-am mai reușit să fac o lecție. Bine. Sărim, dragilor, și începem cu algebra. Aici o să facem niște ieșiții cu mulțimea numărul 3, da? Deci, aplicații. Legea semnelor de o să vezi mai. Da, cred că nu o să avem de o greutăți. Pornim repede. Exercițiul numărul 26. Păresc că e cu 26, da? Exercițiul 26. Pagina 66 de aici. Care sună în felul următor. Rezolvați, ținând cont de ordinea efectuării operațiilor. Amic. Minus 306 minus 306 înmulțit cu minus 3 și totul într-o, nu, plus 87 plus 87 înmulțit cu minus 12 tot într-o paranteză dreaptă mulțit cu 0 egal cu B mic. Cel pe al doilea. Minus 3 minus minus 10 înmulțit cu acoladă 100 minus paranteză dreaptă 100 minus paranteză rotundă 100 minus 1 chid din paranteză rotundă pe cea dreaptă și pe urmă acoladă. Egal cu. Hai să facem pe primul al doilea și continuăm repede cu. La primul. Înmulțim minus 306 ori minus 3. Cât face? Plus 309. Plus, mulțim, 3 ori 6, 18 și 3 ori 3, 9. Deci face 900. 18, da? 918. Că ai zis că mulțim, da? Da. E dat răspunsul foarte bine, plus. Și plus mai departe. Ia să vedem ce plus. Semn. Plus sau minus? Deci minus. Minus, că e 87 mulțit cu minus 12. Plus 87 mulțit cu minus 12. Minus 12. Mulțește repede 87 cu 12. Faci în jur de 1000 și ceva. M-am gândit la mulțirea cu 10, fac 870, cu 2... 1044. 1044, zici, da? 1044. Paranteză rotundă, așa ar veni, nu? Ori, ori 0. Este egal cu... Ce facem acum? Din 918 minus 1044, cât face? Cât? Minus. Așa, minus. Uh, 8 din 14, 6. 1 din 3, 2. 9 din 10, 1. Da? Minus 1026 ori? Minus 126 ori 0. Cât face? Zero. Zero. Trebuia să fie la început. Ce rost avea să mai muncești aici? Când ai un număr, nu te interesează, ori zero. Da. Au fost instructivi pentru noi că am făcut operațiile, nu? Da? Atenție mult. Dacă unul din factorii produsului este zero, tot rezultatul e zero. Putea spune și eu trăsnai cât ar fi fost de mare. Ori zero, toate mulțite cu zero. Că dacă ar fi numai bucata n-ar fi fost tot un paranteze mulțit cu 0, n-ar fi dat 0, nu? Că n-ar fi ajuns la
un rezultat mulțit cu 0. Bine, să vedem punctul B. Dictează-mi tu ca tu conduci. Plus 30. Deci ai mulțit pe cine? Minus 3. Cu minus 10. Nu, da. Mulțit, nu? Nu. Deci ce facem? Minus 7. Ai zis minus 3, minus 10, da? Da. Cât facem? Dacă ar fost minus 3, minus 10, așa. Dar vezi tu că minus 10 are altă obligație. El trebuie să fie înmulțit cu toată paranteza asta. Deci la ordinea efectuării operațiilor nu se fac. Care se fac în teșterea înmulțirii și împărățirile? Nu? Puterile, dacă sunt înmulțirile și împărățirile, atunci merg și scăderile. La sfârșit. Deci nu merge minus 3 ori minus 10. Că minus 10 nu e simplu. Dacă ar fost minus 10 așa, atunci ai fi avut dreptate. Minus 10 minus 3 ar face minus 13. La adunare, și dăm semnul comun. Da. Datorii, cum vorbeam mai altă dată, nu? Deci, atenție multă, el are altă obligație. Zice, cu mine mai târziu se discută. Deci ce trebuie să facem? Ia să vedem altceva. Efectul în paranteza rotundă. Adică vine 100 minus 99. Deci până acolo să scriem minus 3 minus 10 înmulțit cu paranteză acoladă. Acoladă. Putem să o lăsăm acoladă, da? 100 minus paranteză dreaptă 100 minus cât? 99. Minus 99. Și închidem și partea. Dar de regulă se spune că rotunda dispărând, asta dreaptă devine rotundă și cea aconată devine dreaptă, da? Anticipăm lucrurile ca să scriem corect. Din clipa în care nu avem rotundă, n-are rost să o păstrăm pe cea dreaptă. Mai departe, vorbește. Minus 3, minus 10. Minus 3, minus 10. Ori. Paranteză rotundă. Rotundă, da. 100 minus... 100. 1. Minus 1. Închide paranteză. Da. Egal cu... Minus 3, minus 10. Minus 3, minus 10. Ori... Minus 3... Minus 10 ori? 99. 99. Și egal cu? Egal cu. Minus 3. Minus 3, da. Minus 3. Ori? Minus 3, ori minus sau plus? Minus. Minus ce? Minus 990. Minus 990. Egal cu? Plus. Atenție, că suntem nu la mulțire, ci la scădere. Da. Deci adunare, practic. Amândouă sunt datorii. Crește datoria. Adică va veni cât? Minus 993. 993. Vezi numai prin exercițiu să întipăresc lucrurile. Deci una este la mulțire, minus ori minus. Nu mecanic trebuie să ne înveți. Ci pur și simplu, la adunare, deci le pui, dacă îți dai la fel, le adun și crește datoria sau crește depozitul, dacă sunt cu plus amândouă. Iar când unul e așa, unul e așa, știi bine, scădem cel mai mare, cel mai mic, dăm cel mai cel mai mare, dacă domină, datoria, datorii vă rămâne, nu? Iar dacă domină cel cu plus, adică cel care ai mai mulți bani buzunați, mai rămân ceva după ce dai datoria. Ei, asta a fost cu exercițiul acesta. Eu am să le scriu pe C, mai dedesubt C-ul. Vedem cum arată și ce a fost aici. De ce? Ce plecând la exercițiul ăsta, înainte de a scrie pe C? Care a fost păcăleala? Ce a vrut să vadă autorul? Dacă știm că atunci când într-un exercițiu este înmulțit o paranteză cu 0, 2, 0. La primul, da? Da.
La primul, la al doilea, mai numerească la dacă știam ordinea efectuării operațiilor. Deci trebuia știut ordinea efectuării operațiilor. Greșeala ta a fost grav aici. Crezi minus 3, minus 10, mai întâi că ai spus fac minus 7 și grav. În al doilea rând, nu ai vei cum să operezi cu 10, că el are altă obligație. Adică el spune după ce, când de 10 m-am agățat, după ce a fost înmulțit cu 99. Da? Ori pentru asta trebuia să fim atenți, să efectuăm ordinea operațiilor, ordinea efectuării operațiilor și a parantezilor. Paranteza rotundă, apoi dreaptă și până acolada, da? În final. Asta a vrut să vadă autorul de la noi. Din păcate ne-au prins descoperiți aici, nu? Deci am avut o slăbiciune. Mergem mai departe la punctul C, care zice minus 10 mulțit cu acoladă 100 minus paranteză dreaptă 100 minus dar asta am făcut. Da, nu am făcut-o. M-am uitat la unde ieșiți, am făcut o combinație. B-ul arăta altfel, dar nu e nimic. Până la urmă ieșit doar, ieșit frumos. Deci minus 10, mulțit cu 100, minus paranteză, asta a fost acolada, deci copii cu cea de sus. Rotundă. Ați pus de două ori acolada. Știi ce am făcut? Am copiat din două ghișe, am făcut eu unul. C-ul arăta, B-ul arăta așa. Hai să-l facem pe B cum e dat de autor. Ha? Deci B-ul arată în felul următor. Minus 3, minus 10, înmulțit cu paranteză dreaptă, 362, minus 10, înmulțit cu minus 24, paranteză rotundă, minus 2 ori 3, închidem paranteza rotundă și paranteza dreaptă. Iată, lucrează până când o să-i dați la ușă. Minus 3, minus 10, 362 minus 10 ori se închide. Nu se închide? Hai, se închide, lasă. O le rezolv grafic. Așa. Deci, vorbește Nicoleta. Minus 3, minus 10, ori paranteză pătrată, 362, minus 10. 362, minus 10. Ori paranteză rotundă, minus 24. Așa. Minus 6. Minus 6. Închidem paranteza rotundă. Da, egal mai departe, hai. Minus 3. Intrești tu repede în ieșițiu, da? Da. Așa. Minus 3, minus 10, ori paranteză rotundă, 362, minus 10, ori, plus... Minus 24, minus 6. Minus. Așa. Cu iscădere. Deci minus... Minus 30. Așa. Închide paranteza. Da. Și egal cu? Egal cu minus 3, minus 10. Sorina, dacă vezi vreo greșeală, te rog să da. Reacționezi. Deci minus 3, minus 10. Ori paranteză rotundă. Da. 362 minus 10 ori. Minus 300.
Deci minus 10 ori 30. Ori, ori minus 30. Cât face? 362 plus. Asta e plus, că este minus cu minus. La înmulțire, minus cu minus fac plus, nu? Deci vine 362 plus 300. Plus 300. Deci tu spuneai să spun acolo, să pun cât? Minus. Eu? Parcă, nu. Nu, eu n-am zis. N-ai spus nimic. Da, și plus, da? Plus 300. Și egal mai departe cu... Minus 3. 3 minus 10 ori 662. 662. Egal cu minus 3. Minus... Minus 6620. Da, minus 6620. Egal. Egal cu? Cu minus. Da. 6620. Minus 6623. Sorina, dacă ai ceva de comentat, să scrie la cel corect, da? Bine. Acum să vedem mai departe. Punctul ce l-am făcut. Să mă duc eu să șterg o figuretă mai bine, că să vibă foarte repede dacă nu e stat și persistă. Și atunci, dacă începem să scriem pe tabla care e încă un metru, vom șterge foarte greu și... O să vă scriu următoarea exercițiu. Punctul D. Minus 1. Plus punctul D, da? Deci minus 1 plus 5 înmulțit cu 5 înmulțit cu, deschidem paranteza dreaptă, încă una rotundă, minus 4 minus 2, așa, înmulțit cu minus 5, minus 17, paranteză dreaptă, minus, în paranteză rotundă, 18. Pot să pun plus 18, dar e un abuz. Dacă nu pun niciun semn, să se înțelege că e pozitiv, da? 18 minus 10, înmulțit cu plus 7. Autorul pune plus 7, așa ca să pună în derută, dar ar putea să lase pur și simplu 7. Că se subînțelege, dacă ar fi fost aici minus 7, ar fi fost foarte important minus 7 plus. Haideți să voi să dați răspunsul. Lucrează cineva cu voce. Sorin, acum, te rog. Minus 1 plus 5 ori paranteză pătrată. Minus 6 împărțit. Împărțit la minus 5. Minus 16. Închid paranteză. Minus 6 ai ori. Nu, aici. Ori. Minus 18 minus 10 este egal cu 28 plus, ca să înțeleg, și plus 7, la sfârșit, nu? Da, ori plus. Ori plus 7. Scris corect, nu? Nu e scris. N-am văzut acum. Minus... minus 7. Da? Hai, mai bine. Plus 5. Da? Minus 1 plus 5. Paranteză. Minus 30. Minus 7. Ai momente când Nicoleta nu ești de acord cu ea? Fac de la început.
Tu ești la început? Da. Atunci hai să lucrăm împreună. Că am revenit și eu. De zi, Nicoleta, egal cu? Minus 1. Nu să o lăsăm Sonia, chiar dar să facem Sorina. Minus 1 plus 5 ori paranteză rotundă, minus 6 ori minus... Minus 6, într-adevăr. Da. Ori minus 5. Ori minus 5. Minus 6. Aici minus 6, nu crezi că ar fi bine să-l punem totuși într-o paranteză rotundă? Da? Și să păstrăm pe paranteza dreaptă. Știi? Așa m-aș gândi să fac. Pentru că minus 4, minus 2, care a fost în rotunde, mi-a dat minus 6. Da. Și de cele mai multe ori, tot așa, tot timpul trebuie să faceți, când are deja semn, păstrați-l într-un paranteză, da? Ca să înțelegeți mai bine. Deci minus 6, minus 5. Minus 17. Da. Închid parantezele. Minus plus 28. Minus, în paranteză, plus 28. Deci plus 28. Minus 28. Atenție. Numai în paranteză mă interesează. E 18 scăzut 10. A, minus 8. Nu, plus 8. Deci e plus 8. Rămâne minusul din față și în paranteză am pe plus 8, da? Da. Plus 8. Îl mai pun sau nu, dar haide să-l pun de data asta. Plus 8 înmulțit cu plus 7. Așa. Putea să fie 8 ori 7, pur și simplu 8 ori 7, fără plus și fără plus încă o dată, dar punându-l, e un abuz. Numai atunci când e minus, îl păstrăm. Cum am păstrat aici, minus 6. Ați văzut, da? Da. Deci puteam să las așa, 8 ori 7. Și egal mai departe cu... Minus 1 plus 5 ori paranteză pătrată, minus 30 în paranteză. Zi, Nicoleta. Plus. Plus 30, e minus ori minus? A. La înmulți, când e unul minus și altul plus, face minus. Când sunt... A. N-ai făcut semnele? Nu. La, dar noi am discutat. Da, noi am discutat chestia asta, nu? Și le știm la... Am zis așa, ultima lecție, când am făcut operații în numere întregi, am zis că la adunare, când sunt la fel, îi adunăm și dăm semnul comun, da? Dacă sunt plus, amândoi plus, sigur face. Dacă sunt minus, amândoi datorii, minus face. Dacă semnul contrar, depinde cine e mai puternic și dăm celul cel mai puternic, nu și scădem, ăla își impune semnul. Iar dacă la mulțire și la împărțire, așa, dacă sunt de semn contrar, fac minus. Da. Și dacă sunt la fel, fac plus. Da? Am insistat eu atunci și am făcut lucrurile acestea, dar n-am mai făcut antrenament. Antrenamentul este lucru esențial. Deci face aici cât? 30. 30. Minus 17. Minus 17. Și putem să transformăm pe asta în paranteză rotundă, nu? Da. Așa. Minus 8. Minus 56. Minus 56. 8 ori 7. A, 56. Da? Și face și mult. Da, 56. 6. Este egal cu... Să știi că aici puteam să fac, să renunț complet la paranteze, că tot atât de bine era. 7 ori 8. Voi știți că nu puteai să faci scăderea dacă nu, și pe urmă mulțirea, ci pur și simplu trebuia să facem mulțirea ordinea efectului operațiilor. Da? Deci și așa, de acolo puteam scrie deodată 8 ori 7. Da. Și egal cu? Egal cu minus 1 plus 5 ori în paranteză rotund, ba da, în plus 3. Deci cât face? Plus 3, nu? Nu plus 13. 13. A, da. Nu că 30 căzut 17, fac 13. Da? 13. Deci înmulțit cu 13. Minus 56. Minus 56, egal cu? Minus 1. Minus 1. Plus 53, 15. 5 ori 1, 5. Plus 65. Plus 65. Minus 56. Minus 56. Egal cu? Minus 1 plus 65 este egal cu 64. Plus 64, da? Plus 64.
minus 56 este egal cu 56 este egal cu 120. Semnul va fi cât? Semnul va fi plus. E bine? Minus. Dar e bine 120 și? Păi scade. Să scădem? A? Păi 64, 156, o operație de la clasa... Eram 8. La clasa 3-a, nu? 8. Face plus 8, nu? Plus 8. Să nu înțelegem 8. 50, 64 scădu 56. Face 8. Hai să vedem capcanele. Unde ai avut o nesiguranță? Hai să discutăm ca să nu mai facem, să nu se mai întâmple chestia asta. Vorbește tu. Aici n-am fost sigur, aici n-am fost sigur, așa, așa, așa. Sigur n-am fost la înmulțire acolo, la minus 4, minus 2, ori minus 5. Adică minus 6 ai spus cu oră, da? Re? Ori minus 5. Când fac plus 30, aici a fost prima greșeală. Pe urmă. Cam atât, după aia prea am fost atentă. Păi, gata, matematica nu te sancționează la fiecare chestie. Singura chestiune care ție îți rămâne este asta și, pe urmă, atenție foarte mult. Erau lucruri elementare, banale, adică când ai spus, cât ai spus acolo, 30 minus 17 face 3, nu se poate. Și tu ai o scuză de tipul ăsta, m-am grăbit. Dar îți dai seama că ai scris chestia asta și dată tu îi gâști peste cap. Da. Deci nu... Ai fost... S-a întâmplat astfel de secvențe, nu? Deci ești, cum să spun, convinsă că la matematică trebuie să fii maxim atenți. Acum Nicoleta va face pe următor, nu? Deci punctul e. Zice așa. Acolada. Minus 3, paranteză dreaptă, înmulțit cu paranteză dreaptă, când nu mai spun semnul, se subînțelege înmulțit. Da, hai să-l punem. Înmulțit cu minus 7, înmulțit cu paranteză rotundă, 15, minus 10, minus 2, așa, minus 3, înmulțit cu minus 8 plus 5, așa, închidem paranteza dreaptă, închidem plus în afară 20, minus 4, plus 20 minus 4, acolo o închidem, înmulțit cu plus 2, egal cu... egal cu acoladă, minus 3, ori paranteză pătrată, minus 7, ori ori 5, minus 2. A, că 5 fără plus. Da, 5 minus 2? 3. Minus 7 ori 3. Minus 7 ori 3. Nu mai punem paranteză rotundă, pur și simplu. Dacă ar fi fost minus 3, ar fi fost obligatoriu. Ar fi fost semne unul lângă altul. Da. Da? Deci dacă ar fi fost... ne-ar fi dat minus 3, n-aveam altă șansă să scriu decât minus 3. Altfel nu îmi dăream seama deloc ce se întâmplă. Deci minus 7 ori 3. 3 minus 3. Minus... 3. Nu trebuie să facem direct înmulțirea. Adică? Adică minus 3 ori adică minus 8. Neapărat trebuie să facem. Da, și va fi plus... plus... 24. Plus 24, sigur. Dar tu de ce, Nicolae, ai zis minus 3? Ce aveai de gând să faci? Să scriu minus 3 ori... Minus 8? Și minus 8 plus 5 aici? Da. Păi greșit. Când trebuie să faci înmulțirea și pe urmă adunarea asta. Minus 8 nu se poate aduna cu 5, că este legat de 3. Trebuie mai întâi înmulțit și pe urmă adunat. Atenție la ordinea efectuării operațiilor. Asta e capcană, da? Deci dacă făceai minus 8 plus 5,
face minus 3 și înmulțeai cu minus 3 de aici, rezultatul ar fi fost plus 9. Păi, cu totul diferit. Deci minus 3 ori minus 8 face, cât ai spus, plus 24 plus 5, da? Plus 5, închidem. Hai să zicem că acum avem șansă să spunem că asta e parantezul rotundă. Plus 20, plus 16. Plus 16, că asta este 20 minus 4, operații de făcut. 20 nu e legat printr-o mulțire. Că dacă ar fi fost o mulțire aici, atunci trebuia tot rezultatul mulțit cu 20. Chide paranteza voie. Pătrată. Chide paranteza pătrată. Ori plus 2. Ori 2, da? Pur și simplu ori 2. Plus 2 nu mai scriu, că e abuz. Egal cu? 4 minus 3. Minus 3. Ori minus 7. Lasă-o, lasă-o pe necoreta, că e aia dată aici, da? Deci minus 3 înmulțit cu? Minus 3 ori paranteză rotundă. Da. Plus 21. Cum de hotărât că face 21? Minus 7 ori plus 3. Bine. Când unul e așa și unul așa la mulțire? Minus. Minus. Și cât îți plus? Deci minus 21. Plus? Plus 29. Plus 29, corect. Plus? Paranteza, plus 16. 16. Ori 2. Totul mulțit cu 2. De aici, da? Totul de mulțit cu 2. Egal mai departe cu? Minus 3. Da. Ori paranteză rotundă. Da. Plus 8. Plus 8, sigur că da. Că îi da semnul cel mai. Plus 8, plus 16 deodată. Plus 24. Plus 24. Deci vine înmulțit cu 24. Pur și simplu 24 nu mai pun nici paranteză rotundă, că e abuză. El fiind un număr pozitiv. Dacă ar fi fost un număr negativ, puneam chestia asta. Și înmulțit în continuare cu 2. Da? Mulțit cu 2. Deci minus 3 este de mulțit cu 24 și mulțit cu 2. Pentru început, voi puneți pe ăsta în paranteză, pe ăsta cu plus în paranteză, pe ăsta cu plus în paranteză, dar este deprisos. Lucrurile sunt clarificate aici. Egal cu, cu? Minus 24 ori 3. Minus 24 ori 72. Minus 72, care e mulțit cu 2. Deci, minus 144. Minus 144. Egal cu minus 144. Te rog să privești și să spui care au fost capcanele, nu Nicoleta, ci Sorina de data asta. Capcana a fost acolo, la minus 3 ori minus 8. Minus 3, unde vezi tu, ori minus 8 aici, da? Da. Aici a fost capcana, da. Pentru că ne grăbim să credem că ar fi varianta asta minus 8 plus 5. Când ar fi fost minus 8 plus 5, dacă paranteza de aici se ducea aici. Da. Atunci ne obliga să facem minus 8 plus 5 și pe urmă să mulțim cu minus 3. Dar ne fie paranteza aici, înseamnă că de fapt am avem obligația mulțirii întâi, da? Și pe urmă adăugat cu 5. Da. E, asta a fost. Încercăm de fiecare dată la exercițiu, o dată pe care îl parcurgem, să și reținem capcanele. Ce a vrut autorul? Hai să pun și eu unul, să găsim așa, minus 7, minus 3 înmulțit cu paranteză dreaptă, cu minus 5, minus, în paranteză, minus 5 plus 8, înmulțit cu 2, minus împărțit la minus 4, plus
10 minus 2 înmulțit cu paranteză rotundă minus 7 minus 3. Închid paranteza rotundă, o închid și pe cea dreaptă. Egal cu. Sorina, te rog. Minus 7 minus 3. Nu 10 minus 7 minus 3 e egal cu minus 10? Nu, că avem 3 ori. Așa, nu avem ori. Și minus 7 minus 3 înmulțit cu? Înmulțit cu minus 5 minus... Deci minus 5 minus, minus paranteză minus 5 plus 8 ori 2 este egal cu 16. 16 împărțit la minus 4. 16 împărțit la minus 4 ar veni 3. Minus 3. 16 împărțit la 4. 4 și 12. 4. 16 împărțit la 4. Da? Deci 4. Dar 4. Ce semnă? Că e plus 16. Plus. E plus 16 minus. Împărțit la minus. A, minus. Deci e înmulțirea cu împărțirea. Deci minus cât ai? Și minus 4 asta, da? Minus 4. Da. Plus 10. Așa, dar paranteza asta rotundă. Unde am mai închis-o eu? N-am mai închis-o nicăieri. Hai să o închid aici. Da. Nu. După asta. Uite așa. Așa. Așa ca să fie treaba bună. Și acum e corect. Minus 5, minus 4, da? Plus 10. Plus 8. Plus 8. Cum ai făcut? 10 minus 2, nu? Da. Aba, nu, că e 2 ori. E 2 ori, sigur că da. Eu sunt obișnuită să pun semnul de asta. Așa, deci e 10. 10 minus 2 ori, parantez, 7 minus 3 este egal cu 10, minus 10. Minus 10, da? E minus 7, este 7 minus 3. Păi da, minus 7 minus 3. Așa trebuie să pronunțe. Minus 7 minus 3 egal cu minus 10. E gândit, dar e pronunțat greșit, da? Și este egal cu? Egal cu minus 7 minus 3 ori. Da. Minus 5 minus 5 minus 10. De ce minus 5 minus 10? N-am înțeles. Pentru că minus 5 minus 4. Cât face minus 5 minus 4? Minus 10? A, 9. Deci minus 9. Deci minus, minus 9. O, plus 10. Plus 10. Plus 10. Minus 2. Plus 20. Plus 20, sigur că da. Plus 20, că minus 2 ori minus 10, plus 20, da? Și forța paranteză dreaptă devine rotundă, da? Acum, minus 7 minus 3 ori, minus 5, minus, dar nu, acolo minus cu minus va fi plus, minus 5 plus 9 va... Asta e, minus 5 plus 9, că minus minus, ca și cum ar fi minus 1 aici. Și la mulțire, minus cu minus, la mulțire face plus. Plus. Deci vine minus 5 plus 9 plus 9, plus 30. Da. Și egal mai departe cu? Egal cu minus 7. Nicoleta, Nicoleta, te-ai luat cu... Ai scris-o de la început, aștept. Egal cu minus 7. Da. Minus 3. Da. Ori. Min 39 cu minus 5 va fi 34. Ori 34. Pur și simplu 34 fi cu plus, nu mai pun în paranteze, da?
egal la acum 3 ori 4, minus 7. Minus 7 îl copiem. Minus. Acum 4 ori 3 este egal cu 12, 3 ori 3, 9, 102. Da, minus 7, minus 102. 2 va fi egal cu minus 100, 109. Minus 109. Hai să vedem capcanele. Deci iată cu un exercițiu pe care l-am compus așa. Care a fost acolo la 10 minus 2. 10 minus 2. Aici, da? Da. 10 minus 2, atenție, sigur că da, o primă capcană. Nu avem voie să facem 10 minus 2, ci pe minus 2 îl mulțim cu ce rezultă de acolo. Acolo a fost o capcană. Apoi. Unde am acolo la, eu am greșit, la minus 5, minus 4, eu am greșit acolo. Deci aici 8 ori 2, 16, 16 împărțit la minus 4 face minus 4, deci plus 16 împărțit la minus face... Paranteza de acolo. Minus 5, minus 4, minus 9. Cam atât. Da. Și aici când mulțim minus 1, minus 2, te-ai discutat, ai spus că face plus, da? Plus. Te-am subînțeles eu pe minusul ăsta din față, ca și cum ar fi minus 1 și minus ori minus la mulțire face plus. Deci, în rest, lucrurile au fost lucruri firești. Deci au fost și niște lucruri la care trebuie să fim atenți, da? Hai să mai facem încă unul la care o invit acum pe Nicoleta. Am să compun din nou în exercițiu. Atenție, Nicoleta! Vreau să-l faci fără greșeală. Deci, după antrenamentul făcut, nu mai avem voie să greșim. Și minus 7, minus 2, ori minus 3, înmulțit cu paranteză acoladă, minus 3, minus paranteză dreaptă, minus 2, plus 5, înmulțit cu minus... minus 10 împărțit la 5 plus 2, închidem paranteza dreaptă, minus 3 înmulțit cu minus, înmulțit cu minus 2 și plus 7, totul în paranteză acoladă, înmulțit cu 2 minus 5, egal. Egal cu minus 7, minus 2, ori minus 3, ori paranteză acoladă, minus... O secundă, da. Până acolo să te duci cu o paranteză, unde ai tu de gând să ajungi, aici, în prim plan, ne-ai putea spune minus 7, minus 2, că face minus 9? Nu. De ce? Pentru că este 2 ori minus... 2 ori? Atunci ne-ai putea spune că e minus 2 ori minus 3 să faci mulțirea asta? Nu, că e minus 3 ori toată parantea. Dar ce? Are mai întâi o mulțire aici. Atunci, ce? Dacă mulțim, o să putem mulți celălalt... Și ce ne dă? Rezultatul început? De la ele așa, două, da, mulțim da, da. Paranteza. Și deci minus... Aici sunt de mulțit 3 factori, nu? 1, 2, 3. Dar pe 2 din ei știi. Poți să faci, nu? Că mulțirea e asociativă, adică poți să-i asociezi pe primii 2 să-i faci. Până ce îți dă, mulțești pe rezultatul. Așa dat, minus 7, minus... Minus e bine? Plus 6. Plus 6, înmulțit cu... paranteza acolo. Minus 3. Da. Minus... Nu. Paranteză pătrată? Nu. Da. Plus? Cu minus, cu minus? Dar stai da, în trupă că... Paranteza dreaptă. Minusul ăsta se adresează nu numai la minus 2 de aici. Da. Ei se adresează întreg rezultatul. Da? Deci minus 2, minus, minus paranteză minus, dreaptă, minus 2. Minus 5 ori minus 10. 5 ori minus 10. 50. Minus 50 împărțit la 5. Împărțit la 5, minus 10.
face minus 10. Dar dacă îl împărțeam la minus, uite, modific acum un pic ieșițiu, împărțit la minus 5, poate ar fi fost mai interesant. Minus 50. Împărțit la minus 5. Minus plus... Plus? 10. Plus 10, sigur că da. Deci ar fi fost aici plus 10. Da? Aici este ce s-a întâmplat. Minus împărțit la minus, ca și la mulțirii minus ori minus, faci plus. Puteți să deducem la profesor că 5 ori minus... sau 5 împărțit la minus 5. Păi da, pentru că am împărțit un produs de 2 factori da. La cineva, înseamnă să împarți pe unul din ei. Da. L-ai împărțit pe 5 la minus 5 și au făcut minus 1. Minus 1 ori minus 10... Egal cu 10. Cu 10. Deci egal cu 10. Deci când împarți un produs de 2 factori la un număr, pe unul din ei îl împarți. Da? Dar, din regulă, se respectă ordinea efectorii. Puteam să împărțim pe minus 10 la minus 5. Și ne dădea 2. Ne dădea 2 și 2 ori 5 fac 10. Da? Nicoleta, ești atentă? Deci, insist pe chestia asta. Este un nou moment important în ieșițiu pe care vreau să-l rețineți. Cam aici un produs de 2 factori, 5 și 10, care produs se împarte la minus 5. Și putem să facem fie 5 ori 10 și când împărțim la 5, fie să împărțim pe unul din cei doi factori la 5, l-am împărțit pe 5 la minus 5 și o fac minus 1 și mulțim cu minus 10 și face 10, sau pe minus 10, cel de-al doilea factor, la minus 5 și face 2 și 2 ori 5 fac 10. Tot rezultatul același rezultat îl obține, da? 10 plus 2 acolo, nu? Da. Plus 2. Minus... Plus 6. Plus 6, corect. Plus 6. Plus 7. Plus 7, da. Chidem paranteza acolo. Ori 2, minus 5. Ori 2. Nu zicem ori minus 3? Ori 2... Ba da. E bine, nu? Da, 3 ori minus 2, ba da, minus 6. Deci, eu întrebam dacă 2 minus 5 nu putem face. Nu putem face acolo. Nu putem, că 2 e legat de cine? 2 e legat de mulțirea cu a întregii paranteze. Deci avem 4 elemente. Da? La... Deci, trebuie să scrim obligatorul 2 minus 5. Egal cu. Minus 7. Minus 7. Minus 7 plus 6 ori paranteză pătrată. Pătrată, da. Minus 3 minus paranteză rotundă. Minus 3 paranteză rotundă, da. Plus 8. Plus 8, cum ai făcut? Minus 2 plus 10 plus 8. Plus 8 plus 2? 10. Dar nu mai degrabă 2 minus 2 fac nimic și rămâne 10. Dar nu se putea observa chiar mai de sus. 2 minus 2. De ce am mai căra noi paranteza minus 2 plus 2? Nu se înțelege de ce. Deci, noi, practic, important era doar aici, nu? Deci, plus, minus 2 plus 2 face... Păi, simplificăm prima dată 2 cu 2, 5 sigur cu 5, că terminăm direct. Care 5 cu 5? Ah, 5, l-am împărțit la 5, eventual. Da. Dar, atenție, aici trebuia să fim... Ba, da, 1 și de asta. Da, trebuia să fim... E minus 1 chiar și aduce minus 1 ori minus 10 face plus 10. Aici trebuia să fim mai atenți decât... Dar cât privește minus 2 plus 2, minus 2 ăsta nu era legat cu o mulțire ceva ca să nu se poată reduce cu 2 de acolo, da? Și deci face ori 10, pur și simplu ori 10. Nici nu mai pun o paranteză dreaptă. Plus 6 plus 7, n-are rost să mai pierdem timpul, plus cât? 14. 13. 7 plus 7 fac 14.
Înmulțit cu 2, minus 5. Și egal mai departe cu? Minus 7 plus 6. N-ar face minus 1? Ba, nu. Nu, nu. Pentru că e 6 ori. E legat, e legat de paranteză. Sigur că da. Dar dumneavoastră a spus paranteză pătrată în loc de paranteză. Poți să o pun în rotundă, da? Adică să pun aici rotundă. Uite, da? Ca să fim, să mai apară. Acum vă face. Nu, dar nu putem să facem ca să ne ușor un exercițiu 6 ori 2 de la sfârșit? 6 ori 2. Excelent! Că de fapt noi avem aici o înmulțire de 3 factori. Ăsta, ce-o ieși de aici, mulți cu 2. Da. Și ca să nu mai ducem pe 2 ăla să ne prindă, să ne întindă capcană tot timpul, să-i facem o greșeală, mai degrabă de la bun început. Unde am avut chiar mai aici în față, 2 ori 6. Uite, chiar și de aici. 2 ori 6. Trebuia să spunem 12 și scăpam de înmulțirea aceea și capcana nu mai era întinsă. Adică nu mai picam, nu mai ne ofeream șansa unei greșeli, șansa în ghilimele. Deci ai zis foarte bine. Zic 12 și deodată și îl șterg pe 2 de aici. Da? Și ori. Și mulțirea, sigur, nu mai are niciun rost, deci e doar minus aici. Și va da 7 plus 12. Minus 7, te rog, da? Minus 7 plus 12. Plus 12. Plus 12 plus minus 7. Minus 13. Minus 13 plus 13. 12 plus 12 ăsta? Dar nu-i 12 ori 0. Așa. Și 12 ori 0 face 0 și nu are rost, nu? Da, deci, păi de asta așa am pus rezultatul, da, direct. Am înțeles. Deci, vezi tu, dacă am fi anticipat că paranteza asta dreaptă, acoladă, cred că chiar ea toată acoladă, ar fi dat, a dat 0, păi nu mai pierdeam timpul. Da? Deci dacă ea să o simțeam că face 0, era greu să simțim rezultatul ăsta, atunci vezi că aici a apărut 6 ori 2, deci 12, și ar fost 12 ori 0. Nu? În final, toată paranteza acoladă însemna 0. Da, din nou, spuneți unde credeți că a fost interesant. De acolo, minus, chestia cu 2 ori 2. E minus 3. Minus 3 aici, nu? Da. Că fac minus cu minus. Da, și cu 2 de la sfârșit. Și cu 2 ăsta de aici, că sunt 3 factori. A doua chestie interesantă a fost aia cu 5 ore 10 împărțit la 5 și cu simplificarea. Și cu posibilitatea de a face în mai multe moduri. O mulțire și până împărțit în ordinea asta. A? Înseamnă, de fapt, să faci împărțirea, să faci în ordinea asta în care operațiile sunt, sau să faci împărțirea unuia dintre cei doi factori din înmulțire, din, nu? Da. Și tot la aceeași rezultat. Am insistat. Sigur, ai insistat foarte bine în momentul important de exercițiu. O să le reținem definitiv de acum, ca altă dată să nu mai facem niciodată nicio greșeală, da? Să mai ne uităm și mai departe. Până se duce și la geometrie, că este important să vedem și la geometrie ce mai este și acolo. Calculați 5, exercițiul numărul 20. 5 înmulțit cu A plus B, știind că A plus B face minus 100. Cât face? 5
ori minus 100 este... Deci ai ieșit să faci 5. 500. Da, 5 ori minus 100 egal cu minus 500. Pur și simplu a fost delocuit. Pe urmă, calculați A înmulțit cu B plus C. A înmulțit cu B plus C. Știind că AB egal cu AC, știind că AB egal cu AC, egal cu minus 15. Nicoleta? Da. Fintă. AB egal cu AC egal cu minus 15. Atunci A ori B desfacem paranteza A ori B plus A ori C și egal cu, deci ne duce minus 15 plus minus 15. A mulțit cu B plus C înseamnă să desfacem paranteza și va da minus 30 cu, deci egal cu AB A ori B plus A ori C și egal cu minus 15 minus 15 și egal cu minus 30. Ei, aici n-a mai fost simplu de înlocuit. Ce a vrut autorul să vadă? Să vedem dacă știm proprietatea, da, asta, proprietatea, da? Cum se cheamă, da, asta? Înmulțirea este distributivă față de adunare. Deci distributivitatea înmulțirii față de adunare. Noi știm chiar mai mult, să mulțim două paranteze. Deci noi știm așa. Dacă... Să mulțim două paranteze. Sigur că da. Dacă ar fi fost A plus B pe lângă B plus C, am dat foarte rapid, pe lângă B plus C, da, se la B plus C. Atunci vom face A ori B plus A ori C. Plus A ori C. Deci vom pe primul și mulțim cu toți termenii, da? Deci pe lângă pe invers. Hai să A ori B plus A ori C. Plus A ori C. Plus B, B ori B. B ori B, care face că D ori B. B, 2B. B la a doua. Nu-i B, B la a doua. B la a doua, că se adună expansii, da? B la a doua. Da. Plus B ori C. Plus B, C. Plus B, C. Deci am luat pe an, am mulțit cu toți termenii. Da, dar dacă ne dădea să forma asta, să ne dădea toate elementele lui. Deci dacă ne-ar fi dat așa să se calculeze asta, știind că pestea, ăsta egal cu ăsta, nu știu, egal cu B pătrat, găsea autorul, încât în final să ne pună în situația să putem calcula, da? Da. Să putem calcula rezultatul respectiv. Dar autorul ne-a dat mai ușor ieșiți, a spus așa, ia să văd eu numai la distributivitatea asta înmulțirii față de adunare și le dau că A ori B care rezultă și A ori C care rezultă, că sunt egale cu nu știu cine, da? Da, am mai avut un exercițiu super interesant la școală. Da? Bun. Hai să vedem. Vezi, atunci când un exercițiu ne impresionează, dar cum ne impresionează? De fapt, dacă suntem atenți, prindem esența din exercițiu. Și noi plecăm de lângă exercițiu acela cu ceva achiziții, cu niște informații. Aha, așadar. Acum am să țin minte, da? Deci e o chestie de asta pe care trebuie să o avem în minte. Iată, autorul merge pe ideea mea și spune la următorul punct A plus B pe lângă C minus D pe lângă C minus D știind că, să calculăm, egal cu cine, știind că ne dă niște informații AC egal cu AD egal cu BC, egal cu BD și egal cu minus 5. Nicoleta vreau să-mi-l faci acum. Da? Ia să vedem. Simplu. Simplu, este așa cum spui. Hai să vedem cum. Deci sunt mulți în paranteze, da? Hai. Da. A ori C. Da. Plus A ori C.
Minus aur de. Minus aur de. Așa că nu e cu plus altul cu minus, da? Sunt cu aici. Minus aur de. Plus. 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 BC, că vine B-ul la rând. Da. Plus BC. Plus BC. Minus BD. Minus BD. Egal cu. Minus 5. Așa. Dacă în loc de a ce pune minus 5. Minus 10 mai degrabă, că minus 5 cu minus 5 este egal cu minus 10. Atenție, atenție. Deci în loc de a ce am pus minus 5, da? Nu. Minus, mai departe, în paranteză, minus 5. Plus 5 a venit aici. A venit plus 5, da, vezi? Da, și vine 0. Deci, atenție, plus mai departe BC, în loc de BC, punem minus 5. Se respectă aceeași... Minus, minus 5. Egal cu prețul cu 0. Va fi 0? Da. E Nicoleta, ce spui? Hai, fă și tu analiza și spunem dacă ești de acord cu să spunem 0 sau nu. Eu n-am făcut decât să înlocuiesc, nu pe AC cu minus 5, pe AD cu minus 5. Da, minus. 0, 0. Deci bine 0, da? Din ce motiv? Că pentru că minus 5 plus 5 este aici. Deci e plus 5, că minus ori minus, la înmulțire face plus. Da? Deci vine minus 5 care a rămas, plus 5. Mai departe, plus cu minus la înmulțire vine minus 5. Și minus cu minus face plus 5. Și atunci când facem calculul 5 minus 5 face 0 și minus 5 plus 5 iarăși face 0. 0 plus 0 egal cu 0. 0. Acum o să vă dau eu un altul. Să zicem așa. A minus B pe lângă minus C plus D este egal cu cine? Știm că AB egal cu nu AB, AC. Știm că AC egal cu AD egal cu BC și egal cu BD și egal cu minus 2. Da. Acum spun eu? Da. A ori minus C, A ori, paranteză, minus C. A ori minus C, da. Dar, acolo la AC este. Ne trebuie A minus C? Nu, AC. Minus. Minus. Deci a lăsat A ori minus C? Da. Bun. Dar cât ar face A ori minus C? Hai să stabilim deodată. A ori C. Păi asta e cu plus, când îi punem. Plus cu minus la înmulțire este minus. Deci vine minus AC. Minus AC. A ori minus C face minus AC. Minus AC. Minus, minus BC. Păi cu A se termină. A minus, minus BC. O secundă. Dar se termină cu A. Cu A se mulțim pe amândoi. A mulțit cu C, acum ar veni A cu D. A, cu... A da. Așa trebuie să, ca să nu pierdem. Nu, minus AD. De ce minus AD? Minus care, plus și doar. Așa, A plus și B-ul plus, D-ul plus, înseamnă da, plus. Da, minus AD. Plus AD. Plus AD. Plus AD. Și am terminat la mulțirea pe ori A. Ori minus BC. Minus B, minus ori plus. Fac plus. Plus BC. Plus BC. Plus BD. Minus. Minus BD. Plus minus cu minus. Da, minus cu plus este minus. Minus BD. Este egal cu. Și acum,
Rug de AC, punem cât este AC. Minus 2. Deci vine minus, care este deja, minus, minus 2, plus AD. Plus minus 2. Minus 2, plus... BC, care este tot așa. Plus minus 2. 2. Minus minus 2. Cu minus minus 2. Cum și minus minus, minus 2. Și acum v-am zice. Plus cu minus egal cu plus. Da, aici amândoi sunt cu minus. Plus, plus... Ziceam la doilea, nu l-am văzut. Plus 2. Da. Deci plus, plus 2. Nu mi-e cu plus. Plus 4, adică... De ce plus 4? Pentru că acolo plus cu minus egal cu plus. Care? Plus, paranteză, minus 2. Deci la mulțire. Subînțeleg eu că e 1. 1 ori 2 face 2. 2? Și plus cu minus face minus. Deci vine minus 2. Minus. A, minus 2. Așa. Plus... Minus, plus minus 2. Deci cât face? Minus 2. Deci minus 2. Cu plus 2. Plus 2. Dar nu puteam să simt. Zim. Minus minus 2 cu minus minus 2 și plus minus 2 cu plus minus 2. Deci tu spui așa, nu puteam să zice minus minus 2 și minus minus 2, dar este la fel, trebuia adunați. Dacă vrei să simplifici, puteam să simplificăm pe minus minus 2 cu minus 2 de aici. Că minus 2 este cu minus și minus 2 este cu plus, așa? Da. 4. Așa. Minus 4, 0. Și la fel aici minus 2 cu minus minus 2. Și vă da... Adică ăsta și cu ăsta iar se reduc și în final face 0, sigur că da. Cum și de fapt dacă facem 2 minus 2 fac 0. Și 2 minus 2 sau minus 2 plus 2 fac 0. Deci, în total, exercițiul este 0. Hai să vedem în exercițiul ăsta care a fost capcanele. Ce capcanele v-am întins eu? Minus AC. Deci, mai întâi trebuia să știm să mulțim parantezele. La mulțire să respectăm semnele. Deci, plus cu minus, minus. Minus cu minus fac plus. După care... În clipa în care am dat pe ăsta cu minus 2, pur și simplu locuim în loc de valoarea respectivă, dacă C, pe AC cu minus 2. Deci rămâne minusul de aici. Minus minus 2. Dacă avem suficient antrenament, spunem minus minus 2 egal odată cu 2. Da. Da? Dar eu am luat-o ușor și n-am forțat mâna pentru ca voi să înțelegeți bine. De ce? Sigur că da. Puteam, după ce am locuit, sesizam că minus, chiar așa, avem 2 cu minus și 2 cu plus. 2 termeni cu minus și 2 termeni cu plus. Și fiindcă valoarea este aceeași pentru toți, era de înțeles că se vor reduce, va fi 0 la un dat. Da. Deci unde, din nou, aici a fost Nicoleta, cu ce pleci de la exercițiul ăsta, cu ce achiziții, cu ce informații? Altă dată am să fiu atentă la ce. Ce te-a impresionat mai mult? Care a fost lucruri importante, momente importante, cum spune exercițiul aici? Cum să mulțim două paranteze cu... Deci, atenție la mulțire, se aprim cu toți ceilalți, sperăm că ne epuizăm din prima paranteză cu toți ceilalți. Cum să mulțim două paranteze, da. Apoi? Să știm semnele. Legea semnelor, nu? La mulțire, a fost legea semnelor la mulțire. Și ca observație, fiindcă aici toți termenii sunt egali cu același lucru, cu un număr. Da. Iar aici am 2 cu plus și 2 cu minus. Bunul simț matematic te face să înțelegi că rezultatul va fi 0. Dacă faci calculul, nu? Și dacă deodată dai răspunsul, nu greșești deloc. Bine. Să mai vedem ceva. Iată,
face 27-28. Modul de minus 2, modul de minus 2 la a doua, ori modul de minus 5 la a doua, ori modul de minus 7 minus modul de minus 4 la puterea modul de minus 3, înmulțit cu 27, modul din 27, minus 22, la puterea a doua. Dacă ce înseamnă, știți ce înseamnă modulul? Da. Modulul înseamnă că nu ținem cont de semne. Totdeauna e un număr pozitiv. Adică 2 ori 2 la a doua, ori 5 la a doua. Deci egal cu 2 la a doua. Ori 5 la a doua, ori 7, ori minus 4 la a treia. Ori 27 plus 22 la a doua. Deci 27 plus 22? Minus 5 la a doua. A, minus 27. Nu. E plus acum de plus, da. Deci 27 scăzut de 2, se face în calcul, și frumos. A, da. Și face 5 la a doua. Ori 5 la a doua. Așa. Și acum... 5 la a doua putem să... deci putem să facem pe motor. 4 la... Nu. 2 la a doua va fi egal cu 4. 5 la a doua va fi egal cu 3... cu 25. Deci spui tu să zicem așa, 4 ori 20. Dar și lucrează, măi. 4 ori 25. 4 ori 25 ori 7. Va, minus 4 la a treia va fi egal cu 16 ori 4. Da, 16 ori 4. 4 ori 6 este egal cu 64. 64. 64 ori 25 și egal cu acum putem simplifica 25 cu 25. Dar la 25 ori are obligație cu mulțirea și celălalt are iarăși obligație cu mulțirea. Ce mulți aș putea face din cei doi termeni ai scăderii? Ce factor comun este și colo și colo? 25. Deci scoate pe 25 factor comun. Imaginăm că ar fi fost așa. 25 înmulțit cu 4 ori 7 plus minus 64. Deci vedeți, ca să ne ușurăm calculul, sesizăm că avem șansa asta de a vedea pe 25 într-o parte și în alta. Malta. Și l-am scos în factor comun. Dacă distribui acum, dacă aplic proprietatea de mulțire, vine 25 ori 4 ori 7. Da? Și până 25 ori 64. Și vom termina mai repede. Deci, vreau sigur că varianta asta termină mai repede. Ieșițiul este aici, i s-a aplicat distributivitatea, iar aici am revenit și am întrebat de unde vine, da? Putem să facem același lucru și la acolo, să scădem pe 5 la a doua. Deodată, dacă noi eram atenți, deodată aici puteam sesiza cât face 5 la a doua, scoteam factorul comun pe 5 la a doua, deci aș finez pe varianta 5 la a doua. Pe lângă. Deci, reluăm de desubt și scriem și în varianta a doua. Când sesizăm factorul comun de la bun început, și zicem 5 la a doua pe lângă 2 la a doua, ori 7, minus 4 la a treia. Și egal acum cu 25 înmulțit cu 7 ori 4, 28, da, minus 64. 64. Și egal cu 25. Ori 20. 25 ori 28 minus 25 ori 2. Nu, nu. Îmi trebuia 64 minus 28. Păi da, nu mi-a ieșit așa, ce să fac? 25 ori 36. 25 ori? Va da cu minus. Cu minus, sigur că da. Va da cu minus.
64 minus 28. 25 ori minus 36. 25 ori minus 36, da? Ori minus 36. Ce face? Minus 36. 5 ori 6 este egal cu 30. Hai, 5 ori 3 egal cu 15. 6 ori 6 egal cu 15. 18, 16, 17, 0, 0. 900. 900? Da. Deci mă aștept să fie, uitați cum fac eu, 20 ori 36, fac 720. Nu trebuie să dea mai puțin? Puțin? Nu trebuie să dea mai puțin? Pe asta mă întreb, dacă nu cumva trebuie să dea mai puțin spre tu. Ba da. Deci am zis, de 20 ori 36 fac 720. De 5 ori către 36, 5 ori 6, 30, 5 ori 3, 15, 180. 180 cu 720 fac 900. Deci e corect. Da, 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 da. Dar am vrut să vă arăt cum eu pot să anticipez rezultatul. Deci când v-am spus faceți înmulțirea, eu am făcut mental ce? Am făcut calculul acesta să văd dacă nu-mi dați, dacă îți spunea că fac 20.000, mă speriam. Dacă spunea să fac 300, iar nu-mi plăcea. Deci eu am făcut 20 ori 36. Pe 25 l-am văzut ca fiind 20 plus 5, da? Da. 20 ori 36 fac 720. De unde am zis de fapt 720? Vine 2 ori 36. 72 ori 10 e 720. Și 5 ori 36 fac 180. Și atunci am zis 720 cu 180 face într-adevăr 900. Deci, vedeți, de ce vă spun lucrurile așa? Să vă spun și în ideea că uneori te aventurezi în calcul, faci calculul respectiv, poți să și greșești și dacă și n-ai examen, un control, e rata tot. Da. Dar așa tu ai posibilitatea să vezi acest joc pe care ți l-am făcut eu acum și să faci și chiar mental și ești mai rapid. Da? Da. Dar să nu cumva să greșești, dai rezultate de aiurea. Pui acolo un 0 în plus, nu știu ce, te-ai grăbit. Și ți-o dat aici, în loc 25 ori 36 de 900, îți dă, să spunem, 9.000. Oh. Păi zici, băi, 9.000 cum să fie? 25 ori 36 e prea mult. Și atunci dar zic că 25 de pere și ceva, nu poți să zici deci, 9.000. Da, total. Deci atenție și la lucrul acesta. Deci, spunem calculul aici este minus 900, da? Minus 900. 900. Hai să vedem încă o dată ce a avut autorul de la noi. Care, tot Nicoleta. Autorul? Nicoleta, las cerul Nicoleta. Cu ce lucruri te-a surprins pe tine și spune, am învățat următoarele lucruri de aici. Al să-ți rețin asta și asta și asta. Te rog. La modul. Deci ce înseamnă modul, nu? Da. Modulul unui număr înseamnă exact ce acordă cu plus, ce este întrebare dacă cu plus. Da. Da? Modul e totdeauna un număr pozitiv. A dată, altceva ce ai mai reținut? Foarte. Factor comun. Factor comun? Că e comun estor doi termeni la adunare sau la scădere, atunci se scoate un factor. Pentru ca să surprinde distributivitatea. Și mărește viteza de lucru. În loc să fie mulți 4 ori 25 ori 100 ori 7 fără și a 700, 700 minus 64 ori 25 și facem calcul acolo. Ei bine, mult mai ușor a fost să vedem că cu 25 mulțim după ce facem rezultatul. Minus 36. Deci se mărește viteza de lucru, da? Deci foarte important, foarte important sunt aceste chestiuni. Să vedem un altul. Nu? E greșit foarte interesant de descoperim. Vedeți, ele cresc în dificultate de la o lecție, de la o negreșită la alta și asta face negreșeția matematică în final. Nu ne mulțumim doar așa, am făcut negreșită, am plecat. Ne-a dat rezultatul. De regulă așa faceți voi. Dacă ți-a dat rezultatul, te-ai uitat, puf, la revedere. Dar cu ce fac? De ce s-a întâmplat asta? Cu ce rămân? Da, da? Asta e cel mai important. Deci, minus 17, modul de minus 17, plus modul de minus 2,
la puterea modul din minus 2 minus modul din minus 7 plus modul din minus 2 ori modul din minus 14. Nicoleta îmi vorbește, conduce ghiștiu. Sorina, mai asiști, nu mai vorbești, da? 17 plus... Deci vreau 17 plus... 4. 4 deodată, ai zis minus 2, 2 la 2, 4, foarte bine. Minus 7. Da. Plus 2. Da. Ori 14. Egal mai departe. Egal cu 17 plus 4. Deodată. Dar n-avem înmulțire. Unde e înmulțirea? La târziu. Ah. Ăștia doi, dar ăștia au libertatea să-i operăm pe toți. 20 și 1. 21 minus 7. Minus 7. 15. Nu. 14, 14 da. Da? Deci face 14. Uite, dacă face 17 minus 7, ca să vezi mai rapid, 17 minus 7 fac 10 și cu 4, 14. Da. Îți faci manevră de asta, știi? 14 plus 2 ori 14. Și egal cu? 14 plus 42. 42? 28. Da. Dar dacă scoteai pe 14 factori comuni, 14 pe lângă 1 plus 2, și din primul a rămas 1, și egal cu 14, înmulți cu 3. Și face 3 ori 4, 12, 3 ori 3 și 1, 4, 42. Și mie tot v-am zis la întâmplare, hai să spunem, pe cea dreaptă. Că din ei există 42. 2 ori 14... Era 14 plus 28. 14 plus 28, sigur că da. Decât să ne lăgem la plus, puteam face 14 plus 2 ori 14, făceam 3 ori 14. Păi asta am făcut eu, de 3 ori de 14. Da? Deci de un 14 și de 2 ori câte 14, s-am deodată 3 ori de 14, nu? Și deci... 42. Da, corect, 42 și așa cum a spus Nicoleta, au rezultate corect. Ce reținem aici, Nicoleta? Ce capcană ai avut tu aici? Păi... Ai lucrat bine, doar aici te-ai speriat că n-ai avea voie să... De dar aveam de gând să transcriu, să rezolv. Dar să transcrii, scrie încă o dată. Da. Și vreau 2 ori 14 la sfârșit și când te apucai. Dar pierdeai niște timpi. Adică operația din partea asta, 17 minus 7 și cu 4, adică cât este 14, n-avea rost. Vezi ce urmărim? La fiecare etapă să scriem, să facem maximul de calcule ca să nu transcriem și tot să lăsăm neghișiți în urmă acolo, nerezolvate. Și noi facem maxim cu putință, bine, da? La fiecare etapă. Și acum să vedem. Sorina, modul din minus 5 ori modul din minus 4 ori modul din minus 15 minus modul de minus 2 la puterea modul de minus 5 scriu pe minus 5 plus 0 ori 0 ori 0 da, ori 0 nici la exponent minus modul din deci modul, da modul din minus modul din minus 3 deci un modul mai lung dar are în interior pe minus 3 la 3 ori minus 2 ori modul din minus 2 la 3 și închid modulul ăsta mare deci vezi, modulul ăsta are în interior o operație, de fapt. Cu gândul la altceva. Da? Deci modulul ăsta are în interior, de fapt, o operație la bază. Și trebuie să vedem care va fi operația. Cât va fi rezultatul. Așa.
Minus 3 la 3 ia. Mai este încă ceva, nu știu de modulul, văd. Deci, este minus 2 la 3 ia. Modul minus 2. Da, ba da, s-a închis. Închidem. Minus modul din minus 3. Deci îl închidem? Da, se închide modulul ăsta. Minus modul din minus 3. 5 ori 4. Deci este egal cu 5 ori 4. Ori 15. Ori 15. Minus 1. Minus. Dar de unde zici tu 1, că nu se vede? Minus 5, în modul de 5, 5 ori 0, egal cu 0 și atunci orice, modulul de 2 este 2 și orice număr la puterea 0 egal cu 1. Corect. 1. Deci atenție cum a mers aici. 5 ori 0 face 0, orice număr la puterea 0 face 1 și minus 2 modulul face 2, deci 2 la 0 face 1. Corect. Minus plus 71. Am făcut deja modulul. Adică minus 3 la 3? Da, 3 la 3 va fi egal cu 27 ori 8 și 27 asta se putea că 3 ori 7, da. 71. Da. Deci, dar am socotit cu 3 eu. Deci, 3 la 3 face 27. 27. E corect, nu? Da, și ori 8. 27 ori 8. Da. 8 ori 7, 8 ori 7 este egal cu 6. Se 8 ori 2 este egal cu 2. 8 ori 2 egal cu 16. 166. 176 va da modulul. Tot modulul va da 176. 177. Plus 177. Vezi cum gândesc eu. 27 ori 8. Da. Deci 20 ori 8. Mai 20 ori 8 face? 216. Deci 216 e corect, da? Sigur. Da. 216, așa. Deci vine minus, ar face la mulțire, dar fiind tot un modul, fac 216, da? Da. Minus 216, asta e toată bucata care am calculat-o, minus... Minus 3. Egal cu? 516, 20 ori 15 plus 216. 20 ori 15. Va da 300. 5 ori 4 ori 15 este va da 300. Deci 20. 5 ori 4 fac 20 ori 15. 20 ori 15 fac 300. Da? Deci e 300. Minus 1 va da minus 1. Deci minus 1 da, în continuu minus 1. Da. Hai că faci calculul ăsta. A, 200... Tot calculul, 216 plus 3 va da 219, 300 iarăși. Cum trebuie să iei 300? 200 ar suna cu 300. A, nu, 220. 220. Deci, minus 1, minus 216, minus 3, face minus 220. Deci vine minus 220, da, care... Profesor, dar... A, da, minus... A, da, modul de... acolo, modul, minus modul, minus de 3. E acolo, la începutul modulului. Da. Nu ar trebui să fie plus? Mai întâi a dat 27. Da. Dar la mulțire, minus 27 ori plus, cât face? Minus 27 ori plus 8. O dă minus. Da. 216. Dar fiind tot un modul, da, modulul unui număr ca rezultat este un număr pozitiv. Da. Și-a rămas minusul ăsta din față. A, și de asta. Deci de asta e minus 216.
220 și va fi egal cu 80. 80. Nicoleta, da. Urmărește tu unde ți-a plăcut Egeșițiu. Sau spune-mi, aici n-am înțeles partea asta, în partea asta și în partea asta. Unde au fost niște capcane, care au fost slăbiciunile tale și să vedem cum le înlăturăm. Deci spune ce nu ai înțeles. La modul de minus 2, la put... Aici? Nu. Aici? Nu, mai jos. Pe ultimul rând. Acum. Aici, da? Da. Ăsta e și Egeșițiu, m-am dus la altul, ăsta era altul, da? Modul de minus 5, cât face? 5. 5, nu? Că nu ținem cont. Desem. 5 ori 0? 0. Modul de minus 2? 2. Deci vine 2 la 0. 2 la 0. Și eu ziceam că 0. Nu. 2 la 0 face 1. Orice număr la putere 0 face 1. Nu-i 2 ori 0. E 2 la 0, da? Deci notează 2 la 0 egal cu 1. Pentru că n-am cum să mulțesc, că nu am, am doar un singur număr din mulți și nu am cum să și e unul. Deci odată aici nu ți-a fost clar. În altă parte, poate aici mai avem ceva de lucru. Eu acolo m-am încurcat la chestia aia cu plus. Că totul va fi negativ. Lasă-mă de pe cu Nicoleta. Vedea să ieși negativ. Mie. Vreau Nicoleta la tine să înțelegi și să-mi explici așa. La minus modul de minus 3 la 3, puneam plus. Puneai plus, că minus ori minus face plus. Da. Atenție, Nicoleta. Mai întâi modulul din minus 3. Și un modulul din minus 3 este 3. Da. Deci, hai să-l transcriem, să-l luăm mai ușor, vrei să spui tu, nu? Hai să-l luăm calculul ăsta mai ușor. Deci să-l facem pe ăsta. Modul din minus, modul din minus 3 la 3, ori modul din minus 2 la 3, tot un modul egal cu. Și dictează-mi tu acum, egal cu modul. Egal cu modul minus modul de 3 la 3, 9. 3 la 3, 27. Deci nu este minus plus, nu? Că modulul face număr pozitiv, pe el, pe ăsta, pe minus 3, face pozitiv, și atunci vine 3 la 3, 27. Și vine minus 27 ori... Minus 27 ori 2 la 3, 2 ori 2, 4, 8. Ori 8. Și egal mai departe cu... 27 ori 8. Ori 8. Da semnul între ele, unui plus și altul minus. 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 Va face modul din minus. 216 fac, am spus. Da? Da. Și modul din minus 216 egal cu 216. Ai înțeles acum calculul mai pe îndelete al întregului modul? De ce noi am avut minus 216 deodată? Altcumva, cum se mai putea lucra aici? Și acum te solicit pe tine, Sorina, altfel de lucruri, nu așa calculat, concret. Să-i sizând că ăsta e la minus 3 și ăsta e la minus 2 la minus 3, am fi putut spune. Simplificăm. Nu scoatem factor comun. Nu să scoatem factor comun. Trebuie știută o proprietate din clasa a 5-a. Operații cu putere. A ori B totul la 3 este egal cu A la 3, ori B la 3. Noi avem pe cei 2, pe cei 2, noi avem la 3. Dar 5 la 3 terminăm. Nu, 6 la 3. 6 la 3. Deci, că se mulțesc exponențe și se păstrează puterea. Nu. Se mulțesc bazele. Se mulțesc bazele. Bazele și... Uite proprietatea asta, vezi? Da. A ori B totul la 3 egal cu A la 3 ori B la 3. Deci, în baza acestei proprietăți, tu puteai să reacționezi, să spui așa. Ăsta e un rezultat, ăsta e un rezultat. Și atunci pot să spun minus, că rămâne minusul datorită faptului că acesta e cu minus și acesta e cu plus, minus modul din minus 6. Da? Sau 3 ori 2, 6, pur și simplu.
face 6 la a 3-a. Minus modul din 6 la a 3-a. Deci, atenție, minus 3, modul din minus 3 face 3, modul din minus 2 face 2, 2 ori 3, 6 și 6 la a 3-a. Da. Da? Și rămâne minusul. Și care face egal mai departe, fiind modul, rămâne doar 6 la a 3-a. Și 6 la a 3-a înseamnă 6 ori 6 ori 6 de 3 ori, fac 216. Iată rezultatul mult mai rapid decât să 27 ori 8, nu știu ce, 216, dar dacă am sesizat că și unul și celălalt au exponentul 3, am putut să vedem 6 la a 3-a. Ei, vezi, la matematică trebuie să avem toate proprietățile cu noi, tot ce am învățat din urmă, din toți anii din urmă. Dacă nu... Deci nu știi când te poți lovi și te poate ajuta foarte repede, pentru că mărești viteza de lucru. Mai toți copiii ar fi făcut așa cum ați făcut voi acum, adică 27 ori 8. Adică eram direct... Deci nu ar fi făcut deodată 6 la 3. Da? Deci nu se zeau proprietatea de aici. Așa că asta cred că e cea mai frumoasă achiziție, nu? Din cadrul exercițiului ăsta. Se zic că, de fapt, autorul a vrut să vadă pentru copiii, acei care sunt atenți, pot merge și pe varianta asta de lucru sau fac calculul efectiv. În general, în exercițiile astea care ne-am făcut, am făcut modul, s-a urmărit să vedem dacă știm ce înseamnă modulul, ordinea efectuării operațiilor și cam atât. Da. Stabiliți semnul numerelor întregi. Numărul A este egal cu minus 1 ori minus 1 ori așa mai departe, ori minus 1 de 210 ori. De 210 ori. Egal cu. Iar B egal cu minus 1 ori minus 1 ori așa mai departe, ori minus 1 de 200 de 2011 ori. Păi A, 210 minus 1 ori minus 1 ori minus 1. Asta ba da, minus 1. Dar o ori. De emoții, sigur. Minus 1, nu-l vom preserva, da? Minus 1. Hai să încercăm pe modele mai particulare. Dacă spun minus 1 ori minus 1. A, minus 1. Minus 1 ori minus 1, cât face? Minus 1 ori minus 1. Plus 1. Plus 1. A, deci dă... Plus. Dacă îți dau minus 1 ori minus 1 ori minus 1 de 3 ori, cât va da? 1. Păi, cei doi înainte au făcut plus 1. Plus 1 ori minus 1, deci ăștia au făcut plus 1. Da. Plus 1 ori minus 1. Aaa, știu de-am plusul acum. Deci, plus 210 împărți la 2, pentru că o să rămânem cu, să ne afle câte un 1 și va da 55 și va da plus 1 la puterea 55, nu? Deci ea să vezi ce face Nicoleta. Sorina este foarte atentă acum. Și încearcă să prinde șmecheria. Când sunt 2 sau sunt 4, hai să luăm că sunt 4, minus 1, minus 1, ori minus 1, ori minus 1 de 4 ori. Ăștia 2 odată fac plus 1, ăștia 2 fac plus 1. Și atunci 1 ori 1 face 1. Păi da, deci ea se prinde de o chestie. Când sunt, împarte la 2 ca să iaibă câte 2. Că 2 de minus fac un plus. Da. Și în 210, ea sesizează că sunt perechi de... Câte 2. De câte 2. 2 de minus, 2 de minus, 2 de minus. Și fiecare 2 de minus, că o duc la un plus. Da? Da? Dar altfel, mai pe înțelesul nostru, zicem așa, că sunt 2, 4, 6, 8, 10, un număr par de minusuri,
Deci, cum sunt în cazul nostru un număr par, va da plus 1. Da. Păi, da, că plus 1 la puterea 55, nu mai are niciun rost. Deci, practic. Da. 2011 va da plus 1. Șmecheria acum, plus 1, că nu e număr par, de asta știu șmecheria. Plus 1, minus 1. Deci va da? Minus 1. Deci cu plus 1 odată la alea pare. Deci plus, cu plus 1 odată la alea pare, când se ridică, da? Și cu minus 1, că sunt impari, iar 2011 este un număr impar. Da. Dacă ar fi fost 2010, ar fi dat plus 1. Ce mai e? Da. La un număr de câte ori, de un număr par de ori, îmi dă, cât? Îmi dă cu plus. Ridicat la un număr impar, mulțit de un număr impar de ori, îmi dă minus. Da? Deci aici, hai să revenim, egal cu minus 1. Da? Hai să mai reluăm o dată. Pe A la puterea, cât face A la puterea? Minus 1 la a 23-a. Răspundeți-mi. Minus 1. Dar dacă a egal cu minus 7 la puterea a 7-a? Va da minus 7 la a 7-a. Că e important. Important să înțelegeți că minusul ăsta se repete la mulțire de câte ori? De 7 ori. Când se repete de 7 ori de un număr impar, face minus. A, va da același număr, înseamnă. Minus 7 la 7. Nu e diferit. Minus 7 la 7 înseamnă să mulțesc pe minus 7 de 7 ori. Da. Dar aici este 7 la 7 cu semnul minus. A. Da? Este. Atunci se referă numai la 7. Deci, da. Ca să înțelegi și mai bine, Sorina, am să scriu așa. Ca egal cu minus 1, egal cu minus 7 la 7, toată lumea scrie, am două să scrieți, minus 7 la 7, egal mai departe cu minus 1 ori minus 7, totul la puterea 7. Că pe minus 7 ăsta l-am surprins eu, pe minus 7 l-am surprins că a fi minus 1 ori 7. Da. Am scris greșit când am spus minus 1 ori minus 7. Ar fi fost cât minus ori minus la mulțire, ar fi fost plus. Deci, atenție, pe minus 7, așa trebuie să înțelegeți, pe minus 7 îl scriem ca fiind 1 ori minus 7. Sau mă puteam scrie foarte bine minus 1 ori 7. Deci, pe minus 7, putem să scriem în două variante. 7 ori minus 7 ori minus 1 sau 1 ori minus 7. Da. Eu am preferat să scriu așa, ca fiind minus 1 ori 7. Ce este minus 7 de aici? Da, Sorina, atenție, da. Sorina. Sunt acum, a ridica un produs la o putere, ridicăm pe fiecare la puterea respectivă. Da. Deci va veni egal cu pe primul. Pe locul întâi, cine se află în locul lui A la noi? Cine se află? Minus 1. Deci egal cu minus 1 la A 7 ori locul al doilea de 7 la 7. Dar minus 1 la A 7, ce semn dă? Minus. Se face minus 7 la 7. Deci am arătat acum desfășurat calculul. Adică, eu ca să mi-l mai ușor să înțeleg de ce e minus la 7 la 7, voi face, acum nu pot să zic că e prea mare numărul, 7 la 7. Dar nu mă interesează rezultatul. Da, asta. Mă interesează semnul. Semnul. E vorba de modul în care am lucrat cu minus 1 ăla de acolo. Da. El îmi dirigează rezultatul. Am să calculăm cât ar face minus 5 la puterea minus 10. La puterea 10, pardon. La puterea 10. Minus
5 la a 10. A, va da 5 la, 5 la, minus 5 la 10. Plus. Plus că... A, da, pe, număr par. E plus 5 la 10. Uite cum trebuie să urmărim. Deci pe minus 5 îl putem surprinde ca fiind minus 1 ori 5, totul la 10. Și acum, înseamnă minus 1 la 10, ori 5 la 10. Și înseamnă minus 1 la 10, gata, știu că minus 1 la o putere de 10 ori de putere pare, face plus. Și am scăpat. De iar, deci este 10, 1 ori 5 la 10. Și face 5 la 10. Da? Rezultatul este 5 la 10. E, să vedem, mai vedem încă ceva. Facem și la geometrie. Facem și la geometrie imediat. Da. Da. Dar vreau să finalizez aici și până gata, vă las, da? Cu algebra. Cam mi se stat mai mult aici ca să înțelegi bine lucrurile. Spunem cât face minus 3 totul la puterea a 7-a, deodată. A 7-a. Minus... Știu eu. Minus 3 la 7-a. Face minus 3 la 7-a. Dar minus 3 la puterea a 20. La puterea 20. Plus 3 la 20. Terminat. Deci când ridic la putere impară, pe minus face plus. Când ridic la putere pară, face plus. Asta am vrut să definitivez, să fie foarte clar, da? Nicoleta, cât face minus 7, totul la a 10-a, minus 7, minus... minus 7 la a 9. Minus 7 la 10. Face 7 la 10. Minus. Minus 7 la 9. Da, va fi 7 la 9, pentru că minus cu minus din paranteză. Dar e scădere. Păi da, e scădere. Minus cu minus. Hai să luăm o șonicoleta, să o lăsăm pe ea. Minus, dar numai minus 7 la 9 cât face? 7 la 9, la 10, minus 7 la 9. Rămâne 7 la 9. Deci, nu, atenție! Când a fost minus 7 la 10, a fost 7 la 10. Fiind la putere impară, minus 7 la 10. Deci vine minus 7 la a 9. De asta ziceam eu plus 7 la 9. Dar am luat-o mai ușor. Că minus 7 la 9 face minus 7 la 9, da? Și acum minus cu minus la mulțire face plus. Și egal cu 7 la a 10 plus 7 la a 9. Unde aici nu ți-e clar, Nicoleta? Hai să mai insistăm o dată, că ceva nu ți scapă. Ceva scapă și vreau să fim atenți și să spunem exact. Deci, minus la o putere pară face plus. E bine aici, nu? Da. Minus la putere impară face minus. Și 7 e la a 9, dar e cu minus. Da. Și acum minus cu minus la înmulțire face plus. Da. Ce putem face la cei doi termeni? 7 la 10, 7 la 9. Adică putem să... 7 la 10 fac 7 la 10... Nu știu dacă 7 la 10. Putem să-i socotim că o să ne iau o grămadă. O secundă, nu? Calculul în sine 7 ori 7 ori 7 ori 7, nu. E calculat concret de 10 ori. Că... Scoatem factor comun. Pe cine să scoatem? 7. La câta? La câta? 7 e simplu? Da. O 7... Da, 7 e simplu. Hai zice, pentru că 10 și 9 nu au limită comună. Hai zicem, 7... 7 ori, 7 la 10 va da 7 la 9. Aha, scade cu unitate, nu? Da. 7 la 9. Plus 7 la... scoatem factor comun pe 7 la 9. Aici ar fi fost 7 la 8 acum, că da. L-a scăzut. Da, dar
trebuia să scoate factor pe comun pe cel mic. Asta e. Cel mai mic număr. 7 la 9, așa că ce va fi 7 plus... Hai să înțelegem că Nicoleta Bunar n-a înțeles aici. N-a înțeles. Bun, Nicoleta, hai să facem așa. În loc de 7 la 10, să scrim 7 la a 9, ori 7. E bine? 7 la 1. Cum se mulțesc două puteri care au aceeași bază? Copii baza și adună exponenții. Da. Deci 7 la 10, ori de 7 la 10, am zis 7 la 9, ori 7 la 1. Mai puteam scrie și o altă variantă? Da. 7 la 8, ori 7 la 2. 7 la 7, ori 7 la 3, nu? Important că pe 10 l-am surprins ca fiind suma a doi exponenți. Da? Da. Plus 7 la 9. Și acum, ne uităm la cei doi factori, ce este comun? 7 la 9. E, ăsta este, da? 7 la 9, pe lângă, din primul, din primul termen al adunării, mi-a rămas 7 la 1. Da, 7. E 1 ori 7. Da? 1 ori 7 e 7. Plus din al doilea, cât mi-a rămas? 1. 1, sigur că da. Eu pot zic 7 la 9 ori 1. Plus 1. Și egal cu... ca rezultat, este egal cu 7 la 9, ori 7 și 1, 8. Ăsta este rezultatul. Deci, vezi, eu am plecat de la ăsta. Da. Am, ce am vrut aici? Am vrut să văd ce înseamnă, adică un număr negativ la o putere pare și pe la o putere impară. La o putere pare îmi dă cu plus, da. La o putere impară îmi dă cu minus, dar pe urmă minus, minus, face plus și etapa următoare a fost aceea de a sesiza factorul comun. Cine este comun între 7 la 10 și 7 la 9? Cel mai mic, 7 la 9. Pentru că pe 10 îl putem scrie ca 9 plus 1 și pe înțeles, pe îndelete acum, se vede că factorul comun e 7 la 9 și atunci a putut să facem calculul ăsta, da? Da. O să trecem la geometrie. Tu ai geometria? La tine nu. Nu ai, da? Da, am trusă. Ai dar pe aceeași caiet, fac. Sigur că da. Și o să facem și 2 minute pauză, să respirăm un pic și punem și la geometrie. Da.